Bine v-am găsit la un nou clip cu analiza săptămânii. Ce faceți cum sunteți? Sper că aveți o săptămână excelentă. Hai să dăm drumul la treaba, avem de vorbit multe astăzi, o să fie o analiză, cred că destul de, destul de interesantă. Pentru cei ce nu știți ce consta această serie, să zic așa, o să ne uităm peste toate trade-urile potențiale la care ne uităm această săptămână. O să ne uităm peste două tranzacții care au avut loc astăzi, una pe care am executat-o, una pe care nu am executat-o. Una dintre ele a rezultat într-un profit de undeva la aproximativ 1224 de euro pentru tranzacție. Vreau să vă arăt, să vă explic, să înțelegeți procesul de gândire din spate. După care facem analiză pe știri pentru toată săptămâna și pregătim. Vă zic că e și o zi pe care nu o să tranzacționez, o să vorbim și despre asta. Deci sunt mai multe aspecte. O să intrăm în zona de indici, zona de forex, zona de cripto. Discutăm de indici care sunt la all-time high. Deci discutăm de foarte, foarte, foarte multe aspecte. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine în acest clip. Înainte de toate, dacă apreciați clipul, știți, butonul de like e cea mai simplă variantă să arătați aprecierea față de această serie și cam asta ar fi bun. Hai să începem în prima fază. de fapt, în prima fază vreau să începem cu știrile. Și o să intrăm pe, 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 unde, unde avem, unde avem? Pe Discord. E simplu, ne uităm direct pe Discord. Avem secțiunea de calendar economic. Și avem așa. Hai să le analizăm pe toate. O să mai intru, știți, eu folosesc investing.com, dar acum nu o să folosesc pentru că nu sunt știri pe care merită să pierdem foarte mult vreme. Avem o săptămână bună, suntem poziționați bine. Astăzi a vorbit pe zona euro la gard undeva la ora 12, dar nimic relevant. Așa, după care mâine nimic relevant, poi mine nimic relevant, joi GDP-ul, dar în principiu nu cred că ar trebui să afecteze foarte, foarte mult la ce rezultate au fost luna asta. Și vineri este o zi un pic mai specială, să zic așa, deoarece, zi, deoarece vineri avem Bank Holiday. Deci avem holiday pe United States, United Kingdom și Germany. Este Good Friday sau cum e în română, cred că se numește Vinerea Mare, tradus în română. În fine, este o sărbătoare destul de importantă și ia asta să și... Așa am și făcut să nu zic o prostie că nu-mi place să informații greșite, deci asta este vinerea mare pe 29, pauză peste tot, pac! Deci, vineri, să știți că nu voi tranzacționa și vă recomand să o tranzacționați, vă recomand să pregătiți această zi să fie liberă, să o petreceți alături de familie, să o petreceți pe relax, deci de asta, hai să facem împreună un plan! Luni, marți, miercuri, joi este pe treabă, pregătiți forță în toate activitățile pe care le aveți. Faceți partea de trading, faceți partea de job pe care o aveți, faceți partea de business pe care o aveți. Sport în fiecare zi totul să fie super, super bine, să aveți ele foarte bine organizate, trageți la maxim. Iar vineri, o zi mai de relax în care cumva vă, poate vă scrieți jurnalul, scrieți cum a fost săptămâna pentru voi, ce ați învățat nou, cum ați progresat în săptămâna precedentă și totodată... Um, puteți să luați un pic de pauză, mergeți la un sport, la un masaj, la ceva, nu știu, vă relaxați și așa mai departe. Deci cam, cam astea sunt variantele. Acum, în cazul în care vă trați, zicem, tot uite așa mai multe direcții, camera cu care filmez e pusă sus, dar monitoarele mele sunt aici. Deci de asta mă uit așa în tot fel de direcții și nu mă uit pe cameră pentru că nu prea, nu prea face sens. Bun. Acum, revenind, revenind aici la, la treabă, deci cu știrile săptămâna asta suntem ok, suntem relax, luni, marți, miercuri, joi, suntem bine, vineri, o să evităm, o să avem pauză. Până una alta! Ce vreau eu să ce vreau să mai discutăm foarte interesant. Săptămâna trecută am avut FOMC meeting-ul și l-am discutat în cadrul ședinței pe care am avut-o joi cu, cu noua comunitate, cu nou proiect, cu tot ce pregătim. L-am discutat acolo live cu voi, ne-am întâlnit pe live pe Zoom, și vreau să vă explic aici pe scurt câte ceva, deci de următoarea. FOMC-ul a fost foarte așteptat. Rezultatele au ieșit exact cum cum se aștepta, adică să nu se schimbe nimic, dar Important a fost ce a zis Jerome Paul că se va întâmpla în viitor, adică faptul că se așteaptă o tăiere a ratei dobânzii de referință probabil prin iunie-iulie, ce mai probabil uh, să vedem. Acum nu poți garantez dacă am așa lăsat impresia. Și ideea e că toată chestia asta, tot se, pare că, că se întâmplă ceva, adică pare că săptămâna trecută a fost foarte, foarte, foarte uh, impactată de aceste FOMC. Am văzut toți indicii simultan la all-time high. Efectiv, cred că doar UK100 am făcut tot time high, de era fix lângă, adică tot acolo. Toți indicii sunt super pompați, totul se duce la cer. E foarte greu de făcut trading pe așa ceva, dar asta am și fost foarte rezervat până trecută și acum, acum am văzut o corecție direct. M-am fost pregătit și direct marketul a răspătit foarte bine și o să vă zic exact de ce și cum, dar ideea este următoarea. Indicii la all time high, aveți grijă pe ei. Dacă vedeți că un indice nu arată bine, lichidația nu arată bine, mergeți pe zona de Forex. După cum știți, fiecare market are perioada lui bună. Indicii, ai spune, în medie din 12 luni, 9 luni sunt senzațional de buni, au 3 luni în care scârțe. Și la 3 luni în care scârțe trebuie să știți să te adaptezi. Foarte important, așa că vă recomand să vă adaptați ori pe zona de Forex, ori pe alte zone. În fine, momentul în care vedeți că nu, că nu, merg bine. Cum a fost, mi s-a părut că săptămâna trecută a fost o săptămână la care te să ai răbdare, să fii foarte răbdător, să iei foarte calculat. Am avut o singură tranzacție și ala a fost un break even. În schimb, săptămâna asta am așteptat momentul oportun, tranzacție și direct un profit foarte bun și am un feeling bun pentru zilele următoare. Vreau să fiu trading full, deci astăzi, mâine, poi mine, răspoi mine, o să fiu complet pe grafice în fiecare zi full pregătit pentru asta, sunt cu bateriile încărcate la maxim. Ok, mergem mai departe. Uh, hai să începem cu tranzacția de asta, să-i facem o explicație, o explicație împreună. Cam așa arăta pentru mine. Bun, aceasta s-a întâmplat pe US30, pe half the day și Low the day. După cum știți, US30 nu sunt cel mai mare fan, știți detaliile astea. Uh, Nu-mi place să-l tranzacționez neapărat în sesiunea de dimineață, am alte preferințe, dar astăzi am avut mai multe motive care m-au făcut să execu, v-am explicat și de dimineață. Uh, motivele ar fi următoarele. Unul la mână, foarte important, nu era la all-time high. Dacă vedeți, ne uităm un pic, high of the day nu avea legătură cu all-time high. -ul. Vedeți, deci all-time high e mai sus. Pe când DAX, ia vedeți cum era. Uitați unde era all-time high, unde era all -time high și unde era high of the day. -ul. Adică chiar nu merita, oricum nici nu, nu ne-a dat niciun trade dimineața asta. A luat of the day fix când s-a terminat sesiunea de dimineață, deci nu mai avea o relevanță, să zic așa. A dat un potențial setup o, de aici. Da, a dat, ok, interesant, nu l-am ginit pe ăsta, să vedem. Uh, shift aici, nu s-a întors în gap ăsta, mm, 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 mm. nu prea văd o execuție frumoasă aici, asta e ghepu și nu pare că ar fi fost atins, să văd, nu a fost, nu, ăsta atunci nu-mi place, nu este un setup pe care l-aș fi executat, lichidate frumos luată, am avut reacție din ea, dar am avut setup, revenind, ne întoarcem înapoi la treabă, pe US 30, deci ne-a fost luat high of the day mi-a plăcut că eram la all-time high, mi-a plăcut setup-ul care a fost foarte clean, mi-a plăcut faptul că US 30 nu dăduse trade de câteva zile, un trade care mi se pare valid de executat din punctul meu de vedere, strict din perspectiva mea și de asta am ales să execut pe risc 0.2%, un risc mai mic, fiind acum pe nou cont de 310.000, încerc să iau treptat, mie așa-mi place, eu așa sunt ca persoană, îmi place totul -to -to, baby steps, sunt mult mai încet, riscul mai mic o să fac 0.2-0.3% săptămâna asta toată, pentru că deja riscul este foarte mare, adică cu un 0.2% risc, respectiv 0 0.4% profit, am avut o, un profit de 1225 de euro doar pentru astăzi, ceea ce eu zic că este decent. Și ideea este că o să cresc riscul de treptat, maximul la care o să ajung probabil o să fie vreo 0,5-0,6%, nu știu dacă o să cresc pe contul ăsta. O să mă tot diversific la multe companii, o să fac tot felul de lucruri și acolo o să fac riscuri un pic mai mari, dar pe contul ăsta chiar vreau să am mare grijă de el și de asta încerc să fiu cât mai, cât mai calculat. Bun. Revenind um, pe US30, shift, hai de delichidat, Gap, OSG Setup plus Second Leg, frumos. Prețul vine, execuție în Gap clasic, am executat la jumate de-a mea la mai jos aici din cauza spread slippage, în fine. Așa, prețul vine, take profit. Cam asta a fost setup -ul. Acum, ce vreau, să, ce vreau să adaug e faptul că, dacă vă uitați aici, l-a luat, după care am văzut o rejecție. Am văzut foarte multe persoane care au foarte stresate. Mamă, reject, gata, e luz, pariu că se duce în luz, nu știu ce. Nu mai fiți așa fiți relaxați cât sunteți într-un trade, nu vă mai stresați, părerea mai sunt nici să nu vă uitați la el, aveți un plan făcut, stați relaxați pe spate, v-a spus trade-ul, v-a spus alertă la take profit, alertă la stop loss, eventual una când mutați break even și gata, lăsați trade-ul la să-și facă treaba, e win, e win, e lose, e lose, nu mai stați stresați să vă uitați la fiecare candelă în parte, că aici, da, într-adevăr, puteți fi un pic stresant, că uitați uite aici ce s-a întâmplat, de la ora 11 până la ora aproape de 12, aproape o oră, 50 de minute, s-a mișcat numai lateral și tu în astea 50 de minute îți treceau prin minte un milion de gânduri și nu mai făceai nimica. Deci asta mai este o, o recomandare. Bun, uh, mai departe nu -o, o să mai intru neapărat în, în detalii, o să discutăm joi la întâlnirea pe care o să o avem iar live, o să, o să discutăm de acest trade și îl facem într-un detaliu, luăm, luăm fiecare aspect în parte, vorbim de displezmă de tot. Una peste alta am pregătit și trade-ul, uh, 42 de loturi a fost execuția. Pentru indici știu că nu e, știți că nu este mult. Așa, 1224 de euro, 37 de minute a dura trade-ul, cam, cam, asta, cam asta, cam asta ar fi bun. Hai să mergem mai departe. UK 100, care a dat și el un potențial trade. Nu o să intru în detalii cu el, o să-l discutăm pe acesta chiar în cadrul comunității, o să vă arăt pe scurt. Cam așa ar fi arătat Trade to have the day, low of the day. Un setup destul de interesant aici. multe persoane s-au păcălit că pare că mai sunt niște gap de foarte, foarte mici. O să oricum o să discutăm pe, pe, viitor despre acesta. Până în alta, US30 la fel a dat un setup perfect. -ă, pardon, UK100, scuzați-mă, dar eu nu l-am ales pe UK100 de ce? Că era aproape de all time high. Da, asta nu l-am ales, am preferat US30. Cu toate că UK100 e mai bun decât US30 pe execuția dimineața statistic vorbind, dar în fine. Bun, DAX-ul nostru. A, da, hai să ne uităm și pe lichidități majore, că am uitat să facem lucrul ăsta. Păi eu este ridicam astea câteva targeturi așa, la care, la care mă uit. Vi le arăt rapid, nu o să mai intru în, în, detalii, că nu vreau să vă pierd. Deja vorbim de 10 minute, wow, 10 minute deja și... Pf, na, să se, se, miște, se miște un pic mai bine. Ok, Până să trecem la analiza pe DAX, să ne uităm la lichidații majore și la zona de cripto. Văd foarte multe persoane care mă întrebați cum pot să am alături în comunitate și um, nu pot efectiv să mai țin pasul cu toate mesajele și chiar îmi doresc să răspund personal la ele și de asta. Dacă aveți întrebarea asta decât să își vedeți că poate răspund un pic mai greu sau se întâmplă ceva anume sau așa mai departe, ce mai simplu vă anunț în clip. Deci, în cazul în care vreți să vă alăturați în comunitate, aveți aici clipul de prezentare, intrați pe site din instituțional.ro, clipul de prezentare al proiectului și puteți să vă intrați la o întâlnire gratuită cu mine sau cu echipa mea, ne întâlnim, discutăm, povestim, ne conectăm și acolo este practic o știință în care discutăm despre posibilitatea de alăturare în comunitate. Hai să revenim la DAX. Bun, revenim la dax nostru, um, pardon, aici, nu arată cel mai bine din perspectiva mea. Pe cât de bine a arătat lunile trecute, pe cât m-a plătit pe mine DAX-ul ăsta, Sfântul DAX, pe atât de greu arată acum că stă numai în all time high de atâta timp, deci numai în all time high, numai în all time high. Sper să, să vedem pare că avem un început de corecție ceea ce îl face să, să arate un pic mai bine. Sper să vedem per target, deci pe probabilități avem un potențial zona asta destul de mare să o vedem. Lichiditatea asta locală de aici. Asta este un potențial destul de mare. Și un target final ar fi lichiditatea asta majoră de aici, de jos. Hai să mergem pe 15 minute ca aici să vedem mai bine. Deci astea ar fi niște, niște targeturi pe termen un pic mai lung, care cu siguranță vor fi atinse la un moment dat, dar momentan ca un target ar fi zona asta de aici și după aceea potențial asta de aici. Nu știu dacă vom vedea iar all time high, dar da, dax la 18.000. Wow, mi se pare, mi se pare incredibil cum am apucat să tranzacționez DAX, haideți să vă arăt. Deci gândiți-vă că eu am început să tranzacționez în 2020 am prins, eram prin creșul ăsta când am început, era vreo 10.000, am prins partea asta de creș, toată și gândiți-vă că după am prins toată zona asta până a făcut iar aici, all -time high. Și gândiți-vă că transacționam DAX și când era la 8.000, deci eram pe grafice, transacționam aici când era la 8.000, când era la 9.000 și acum în 4 ani mai târziu este la 18.000, ceea ce pentru un indice, indice, este dublezi, în condiții care oricum are un market cap imens, este impresionant și na, arată cum banii printați intră în piață și se devalorizează banii de zi cu zi. În fine, uh, na, cam așa, uitați vă un pic cum arată dax C -c 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 efectiv nu mai all time, hai pe time, hai. În fine, deci momentan nu este, nu este cea mai bine, dar cred că se, se, va redresa câte curând. Cred că cât de curând vom începe iar să avem range vom începe iar să avem lichidități pe care ne putem uita. Asta îmi doresc, îmi doresc să văd lucruri de genul ăsta. Hai să vă arăt, lucruri de genul ăsta. Asta mi-e place mai mult. Să nu mai văd asta. Ca asta nu-mi place. Asta pe orice, pe orice tip de uh, execuție avea tu e cel mai nasol tip de piață din perspectiva mea și din oamenii cu care discut eu și cu care ne sfătuim partea de trading uh, și na, avem rezultate. Ai e cel mai nasol tip de market să vezi, doar upside. Bun, mergem mai departe. Cam atât am arta zonele interesante. Mergem pe GBPUSD. Avem zonele astea, avem o locală aici care e un target momentan. Două zone de lichiditate majoră, în rest mai avem zonele astea de aici de sus. Nu a zis nimica foarte interesant. Mi-a plăcut GBPUSD-ul ăsta. Cred că am zis Mă rog, GBPUSD. În fine, pe zona de Forex. Mi-a plăcut foarte mult cum a arătat ultima perioadă. Mișcă bine. Au fost niște setup-uri frumoase săptămâna asta pe care l-am urmărit. Nu le-am prins. Din păcate, au fost lucruri mici care au făcut să mă facă să nu execut. Dar frumos. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut GBPUSD-ul. Foarte, foarte bine arată. euro ul Niciodată n-am fost mare fan Euro de, dar îl urmăresc în continuare. Are niște lichidități interesante pe aici, din care ne, put, ne poate da niște reacții. Ne poate da o reacție de aici, sau eventual ne poate da o reacție de aici, sau ne poate din asta în asta. În orice caz, avem câteva zone, câteva targeturi, Este așa ca ultima instanță. În, care, în cazul în care nu găsesc pe absolut nimic, am uit pe Euro bun. Zona de cripto. Zona de cripto. Foarte interesantă pentru că am văzut o corecție exact cum ne așteptam și normal se poate să fie și un pic mai mare fără niciun fel de problemă dar momentan pare că vrem să ieșim din corecție dacă o să rupem hai asta de aici zona asta o să fie interesant, iar dacă rupem pe ăsta nu mai zic. Totuși cred că Bitcoin uh, e posibil să stea în lateral o perioadă, lateral în jos, în așa fel încât să dea posibilitate alcoinilor să performeze, să vină un altcoin season, dar există și a doua posibilitate în care acest ETF ține banii blocați în el și nu o să mai iasă banii cum ieșeau înainte din Bitcoin să se ducă în altcoin-uri. și e posibil să nu vedem altcoin season, dar mm, puțin probabil că este asta, aș înclina mai degrabă spre prima variantă. Uh, să mai cripto. Da, de săptămâna trecută când am vorbit ultima oară și m-am povestit, nu s-a întâmplat foarte mare lucru, am stagnat mai mult. Um, hai să mergem și pe Ethereum ce mai zice. Ethereum, hai să vedem, 3450. Ia fel, ia fel, am avut corecție până în 3000, acum am avut un pump până în 3500 și ceva, după aceea ar corecție mers lateral. La fel ne trebuie format un high, dacă vedem high-ul cel mai probabil va împinge Ethereum destul de sus. În cazul în care o continuăm așa, probabil avem ca target maxim, mai zice, zona asta de 2100 și ceva. Dar rămâne de văzut. Până la urmă, țineți minte, foarte important, nimic de aici nu este sfat financiar, sunt doar păreri personale, nu ofer consultanță, nu ofer chestia asta, nu sunt păreri sau lucruri certe, sunt pur și simplu lucruri pe care uh, cred eu că se vor întâmpla, dar se poate să nu am dreptate, să știți, cu orice ce spun, oriunde, în orice material se poate să nu am dreptate și părerea pe care o am să fie una greșită și să știți, lucrul ăsta e foarte importantă, această transparență, oricine vă spune că știu eu, că fac eu, că sunt, că nu știu ce, acolo nu este -are cum să fie realitate. Bun. Deci am atins toate piețele, am discutat, ne-am uitat pe știri. Vă mulțumesc că sunteți aici alături de mine. Vă rog să-mi lăsați un comentariu dacă ați ajuns până acest punct. M-ar foarte mult un comentariu în secțiune orice simțiți voi. Mă ajută mult și ajută și acest clip să se ducă mai departe și ajută creșterea proiectului și continuarea acesteia și creșterea calității acesteia din ce în ce mai mult. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici alături de mine, vă apreciez enorm să aveți o săptămână excelentă cu rezultatele pe care vi le doriți să evoluați, să faceți sport, să mâncați sănătos, să fiți pozitivi și ne auzim mai departe. Pregătesc două clipuri din seara de discuții foarte bune, pregătesc niște vloguri noi, pregătesc... Foarte multe aspecte în limita timpului meu, pentru că principal eu sunt un trader, nu sunt un, uh, un vlogger și lucruri așa mai departe. Dar când mai găsesc câte oră într-o zi încerc să mai filmez câte ceva, încerc să fac câte ceva ca să uh, livrez motivație, să livrez un conținut frumos, să ne conectăm și să lăsăm o figură frumoasă aici pe, pe internetul ăsta uh, foarte plin de varietate. Bun, cam asta ar fi. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!